calitatea aerului în municipiul Deva s-a degradat în ultimele zile și asta din cauza fumului degajat de focarele de incendiu apărute la groapa de gunoi a orașului. Asta a reieșit din analizele efectuate de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara. Conform Agerpres, fumul dens provocat de arderea mocnită a gunoiului a ajuns să deranjeze populația, în special atunci când curenții de aer îl aduc spre oraș. Fenomenul este resimțit în mod accentuat de către populație din cauza condițiilor climatologice. Dispersia poluanților este foarte greoaie, având în vedere temperaturile foarte ridicate, iar oamenii resimt disconfortul mult mai accentuat decât într-o perioadă rece a anului, a declarat pentru Agerpres directorul APM Hunedoara, Georgeta Barabaș. Pentru stingerea focarelor de incendiu apărute la rampa de gunoi din cauza pungilor de biogaz rezultate ca urmare a fermentării deșeurilor, în ultima săptămână, pompierii militari din Deva au intervenit zilnic. Gazul metan acumulat s-a autoaprins din cauza caniculei, iar focul se manifestă cu un fum dens pe suprafețe relativ mici. Groapa de gunoi a municipiului Deva a fost închisă din 16 iulie, necorespunzând normelor europene. Deșeurile rezultate în oraș se transportă acum la rampa de gunoi din Vulcan, în Valea Jiului. Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat și entitățile fără personalitate juridică scapă de obligația de a aplica ștampila pe documentele depuse la instituțiile statului, potrivit unei ordonanțe publicate în Monitorul Oficial. Conform avocat.net, actul normativ prevede, printre altele, eliminarea obligativității folosirii ștampilei pentru documentele depuse la instituțiile și autoritățile statului. Vizate de această măsură sunt atât persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat, cât și entitățile fără personalitate juridică. Totodată, ștampila nu mai trebuie aplicată nici pe documentele emise în relația dintre persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat și entitățile fără personalitate juridică. Ministerul de Finanțe explică în nota de fundamentare a proiectului de ordonanță că, deși legislația primară nu impune utilizarea ștampilei, există o anumită uzanță în folosirea acesteia, plus că în legislația secundară sunt anumite prevederi în baza cărora ștampila este necesară pentru documentele depuse la autoritățile statului. Cu toate acestea, persoanele juridice de drept public vor fi obligate în continuare să aplice ștampila pe documentele pe care le emit. În momentul de față, firmele se identifică potrivit legii prin denumire, număr de înregistrare în Registrul Comerțului și cod unic de înregistrare și nu prin ștampilă. Reglementări privind forma și mărimea ștampilei există numai pentru profesiile liberale, respectiv notari, avocați sau medici, pentru instituțiile statului și în cazurile în care actele juridice pot fi anulate în lipsa aplicării acesteia. Președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Dumitru Boiculescu, a declarat că autoritatea intenționează să introducă din acest an obligativitatea vaccinării animalelor împotriva bolii limbii albastre, informează Mediafax.ro. Boiculescu a mai spus că propunerea făcută prevede ca vaccinarea să fie suportată în totalitate de către stat, adăugând că această măsură a fost aplicată și în alte țări europene. Oficialul și-a exprimat speranța că la sfârșitul lunii septembrie să înceapă prima vaccinare împotriva bolii limbii albastre, după ce ar urma să fie aprobată hotărârea de guvern care să reglementeze acest lucru. Reamintim că la sfârșitul verii trecute boala limbii albastre a fost confirmată și în Oltenia, în special în județele Dol și Gorj. Au fost identificate animale bolnave în localitățile doljene, Grecești, Secu, Argetoaia, iar în Gorj au fost identificate focare în 8 localități, la Bovine, Turceni, Borascu, Turcinești, Albeni, Prigoria, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Berle și unul la Ovine, la Alimpești. Totodată, mai mulți zimbri din rezervația de la Hațeg au fost diagnosticați cu boala limbii albastre. Problema câinilor vagabonzi nu are rezolvare în Gorj. Potrivit statisticilor Direcției Sanitar-Veterinare, în județ există aproximativ 80.000 de câini, jumătate dintre aceștia sunt microcipați, restul fiind cei care umblă nestingheriți pe străzi. Autoritățile locale se plâng că problema îi depășește și cer prefectului să caute o soluție. De la an la an, numărul câinilor vagabonzi crește semnificativ în Gorj. Cu doar 3 centre canine, autoritățile publice locale se plâng că nu au bani nici de întreținerea lor, nici de sterilizare. Practic, la ora actuală, spațiile destinate animalelor sunt inexistente. Cel de la Târgu Jiu are în momentul de față un număr de 370 de capete care le cazează. În cel de la Motru sunt 45, iar cel de la Robinari, fiind mai recent autorizat, sunt un număr de 15 câini.
La Turceni, problema a atins cote maxime. Primarul ridică din numeri și tinde spre eutanasierea animalelor. Vestea că legea nu-i permite momentan să aplice măsura salvatoare l-a făcut să ceară sprijin prefectului. Eu am înțeles că se poate eutanasia după ce trece de 14 zile, să-i ținem mâna de post. Sunt costuri foarte mari. Extraordinar. Și deja sunt în pericol. Și în Turcien sunt foarte mulți și nu știu ce să le mai faci. Și adăpostul. Cât să ții? Cât să ții? Potrivit aleșilor, legislația actuală nu este benefică. De pildă, la Rovinar, nu de puține ori s-au iscat scandaluri între cetățenii iubitori de câini și cei care au devenit victime. A fost nevoie de intervenția poliției pentru a calma spiritele. Și la Rovinar a fost o tentativă de, poate puce și tulburări sociale. Au fost cetățeni care au fost mușcați de câini și care au intrat în conflict cu cetățenii iubitori de câini. Sfatul medicilor veterinari este ca autoritățile să investească în sterilizare, care este un fel de măsură de prevenție. Chiar și așa, intervenția costă cel puțin 100 de lei pe cap de animal, bani pe care primarii susțin că nu iau. La ora actuală, un câine comunitar consumă mai mult decât un copil, costurile alocate hranei și îngrijirii animalului fiind mai mari decât alocația minorului. Autoritățile județului Gorj pregătesc un proiect pentru dezvoltarea infrastructurii din zona montană Rânca. Valoarea proiectului este de aproximativ 30 de milioane de euro și vizează în principal investiții în domeniul schiabil și nu numai. Și asta pentru a pune în valoare și restul zonei montane, care încă nu a fost exploatat la potențialul maxim. Obiectivele autorităților județene au în vedere amenajarea de noi pârtii la Rânca cu lungimi mult mai mari decât cele actuale, astfel încât turiștii să aibă la dispoziție noi posibilități pentru practicarea sporturilor de iarnă. Este cunoscut faptul că la Rânca este cel mai lung sezon de iarnă, iar amenajarea și dotarea corespunzătoare a unor noi pârtii ar putea reprezenta un nou impuls dat dezvoltării turismului în zonă. Actualele pârtii fac față în parte solicitărilor, dar cea mai mare, de la telescaun, nu este dotată cu tunuri de zăpadă. Noile pârtii ar pune în valoare și instalația nouă de telescaun, care a fost folosită mai mult pentru plimbarea turiștilor decât pentru transportul practicanților sporturilor de iarnă. Banca Națională a României a anunțat pentru luni, 27 iulie, un curs al euro de 4 lei și 42 de bani, al dolarului american de 4 lei și 3 bani, iar lira sterlină a fost cotată la 6 lei și 25 de bani. La Casa de Schimb Valutar și Exchange SRL, cursul euro este la cumpărare de 4 lei și 37 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 42 de bani. Dolarul american se cumpără cu 4 lei și se vinde cu 4 lei și 7 bani. În ceea ce privește lira sterlină, aceasta la cumpărare este de 6 lei și 22 de bani, iar la vânzare de 6 lei și 33 de bani. Mâine vremea va fi călduroasă, caniculară în orele amiezii în cea mai mare parte a țării, când indicele temperatură umezială va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități, mai ales în zonele de câmpie și podiș. Cerul va fi mai mult senin, exceptând zona montană, unde, mai ales după amiaza, vor fi înorări temporar accentuate și pe arii restrânse averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala cu totul izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 de grade pe litoral și 38 de grade local în vestul și sud-vestul țării, iar cele minime se vor încadra între 15 și 25 de grade, mai coborâte în depresiuni spre 10 grade în estul Transilvaniei. În Alba Iulia și în Timișoara, mâine se va înregistra o maximă de 34 de grade, la Arad maxima va fi de 35 de grade. La Caraș-Severin, Deva și Târgu Jiu se va înregistra o maximă de 31 de grade Celsius.